potipul ascuns până acum de a aduna atâtea picturi, atâtea piese din domeniul artelor vizuale. Eu am în gând, am de mulți ani în gând, ideea de a susține, de a construi la Bistrița un muzeu de artă contemporană. Și nu poți să faci un muzeu și să-ți uite, acum fac clădirea, acum am la îndemână spațiile, acum o să mă duc la guvern sau la autoritățile locale să le cer bani să achiziționăm piese. Deci, domnule, noi hai să facem invers. Am ordonat din 2001 o serie de, să mă rog, o suită de foarte multe serii de pictură. Artiștii, în generozitatea lor, au lăsat destul de multe lucrări, fiecare, și am adunat o colecție de trece. Toate aceste picturi trebuie să fie expuse într-un mod și într-un spațiu mult mai potrivit. Deci, nu am renunțat și nu renunț la ideea de a face în Bistrița, de a edifica în Bistrița Muzeul de Artă Contemporană. Avem foarte multe picturi, avem foarte multe piese de artă tradițională, avem destul de multe sculpturi și am putea face în orașul nostru un muzeu de artă contemporană. Nu se mai construiesc, din păcate, muzee în România. Dar cineva trebuie să dea tonul și cineva trebuie să fie susținut pentru a-și pune în exercițiu acest gând. Și eu asta doresc. Dacă, eu cred că până în momentul de față, noi la Fundația Societatea de Concerte, eu zic tot noi, pentru că eu am înființat acest ONG, dar eu nu mai am treabă cu el oficial, pentru că trebuie să mă suspend din funcțiile executive ca să nu creez conflicte. Ca să nu vă supărați și să mă iertați dacă tot spun noi de la Fundație. Că, de fapt, la Fundația asta, cred că toți de aici am fost. Toți am fost membrii fondatori, că toți au fost de acord să construim o fundație care să creeze și să deruleze niște programe specifice orașului. Și am făcut programe muzicale, programe de artă vizuală, de literatură și așa mai departe. Am închis paranteza. Deci, până una alta, eu aș zice că aici se întâmplă adevăr, cum spunea și Martin, într-un spațiu foarte intim. Dar noi ar trebui piesele acestea, colecția de zarii, efectiv, într-un soi de expoziție de artă comparată, să le etalăm undeva. S-ar putea să fie spațiul ăsta, să zicem, la Parlament sau la Biblioteca Națională, că este imensă și asta, și să expunem și celelalte, sau să facem o selecție din toată colecția noastră de piese, de picturi care le mai avem. Și să, cum să spun, să facem mărturisire despre ce am agonisit. Și poate că ar fi un, cum să spun, un argument în a fi susținuți pentru acest deziderat. Bistrița are o galerie la UAP splendidă. Nu are nimeni în România o galerie așa frumoasă și așa specială. Dar nu e suficient. Avem Muzeul Județean, care are și face lucruri foarte bune și foarte frumoase. Are o secție de etnografie excepțională, are o colecție de pictură contemporană, are și foarte bună. Dar dacă orașul ăsta se dezvoltă, nu numai ăsta, lumea în general se dezvoltă în plan industrial, în plan economic, în plan comercial, evident că se dezvoltă și s-a dezvoltat și în plan cultural aproape cu asupra de măsură sau înaintea celorlalte componente. Numai că posibilitățile de a fi expuse și de a fi argumentată această stare de fapt, nu prea sunt. De aceea eu zic să ajutați această idee, dacă sunteți de acord, sau nu știu ce. Dacă nu sunteți de acord, eu fiind încă bățenător, să mă duc. Oricum. Dar este foarte important să avem solidaritatea tuturor artiștilor. Pentru că un muzeu poate să fie un lucru. Noi bătrânim, o să plecăm din lumea asta, că așa e mersul lucrurilor. Ceva trebuie să rămână. Și de ce să nu rămână? Că altfel se risipesc toate. Sunt artiști foarte buni în Bistrița. Bistrița a devenit un soi de punct de atracție și de punct de referință în planul artelor vizuale. De mulți ani.
trebuie să marcăm printr-un muzeu. Doamne, rămâne, că muzeul ce este? Un depozitar de talent și de și o memorie a bunei simțiri dintr-un anumit moment.